Salut, prieteni! Foarte des se întâmplă că odată cu începutul vieții, ea îți arată anumite surprize. Te încearcă să vadă cât de rezistent ești, dar și să vadă care sunt deciziile tale în viitor. Privind înainte, eu am să vă spun că astfel de situații se întâmplă cu toate ființele de pe planeta noastră, nu doar anume cu umanitatea. Prin urmare, acest câine lup micuț, pe numele Yukai, imediat cum a apărut pe lume, el a avut parte de o viață foarte grea. Eroul videoului nostru de astăzi s-a născut în anul 2008, dar după cum deseori se întâmplă, după un timp oarecare, stăpânul a vândut câinele altcuiva. Deja la acel stăpân, câinele a stat doar 8 luni, după care proprietarul a înțeles că nu poate deja să-l întrețină, de aceea el a decis să ducă patrupedul la un azil pentru câini. Stăpânul era totalmente conștient că în timpul apropiat, pe patruped trebuie să-l eutanasieze, o metodă de provocare de către medicul veterinar a unei morți precoce, nedureroase. Deci cam așa s-ar fi putut termina viața lui Yukai, dar din fericire, în toată treaba asta s-au implicat voluntarii din o organizație care permanent sare în ajutor animalelor. Aflând despre situația în care a nimerit Yukai, organizația a înțeles că trebuie de acționat prompt, de altfel animalul nevinovat ar putea ajunge pe lumea cealaltă. Organizația se numește Shy Wolf Sanctuary, adăpost pentru lupii vagabonzi ce se află în orașul Naples, statul Florida. Această organizație a fost creată încă în 2001 și până în prezent oferă adăpost pentru animalele domestice, dar și pentru alte cele de pradă, care din vagi motive au fost izgonite din sălbăticie și au ajuns pe mâinile oamenilor. Deoarece pentru nimeni nu este un secret că oamenilor le place foarte mult să transforme un animal sălbatic în unul domestic, iar când este vorba de hrănirea și îngrijirea acestui animal, ei înțeleg că nu le este convenabil absolut deloc și foarte calm duc animalul în clinicile unde acestea sunt eutanasiate. Prin urmare, voluntarii organizației au venit la azilul pentru câini la timp și au salvat eroul nostru de la moarte, după care au dus patrupedul în voliere unde pentru el au fost create condiții superbe pentru viață. Dar uitându-mă înainte, eu am să vă spun că din acel moment istoria a avut o întorsătură incredibilă, deoarece când lui Yukai i-au făcut testul ADN, chiar și lucrătorii azilului au rămas în șoc. Deoarece, în realitate, patrupedul nu era un câine lup, cum au presupus specialiștii mai înainte. Testul a arătat că această ființă e chiar un lup adevărat, mai mult de 90% era un lup sălbatic de culoare gri și doar câteva trăsături avea de la rasa de câine husky siberian și ciobănescul german. Și da, doar din aceste considerente, câinele era atât de mare și puternic. Deoarece în venele lui Yukai circula sânge de la animalele din sălbăticie, el a crescut mult mai repede decât ceilalți lupi domestici. La scurt timp, el a ajuns să aibă dimensiuni gigantice, ceea ce l-a și speriat chiar și pe stăpân. Iar în luna februarie 2019, Brittany a publicat o fotografie în care și Yukai era lângă dânsa, iar în câteva clipe postarea a devenit virală pe internet, deoarece foarte mulți credeau că este Photoshop. Așa lupi giganți nu există, scriau mii de oameni care pentru prima dată au văzut patrupedul gigant. Paradoxul era acela că chiar într-adevăr așa și a crescut Yukai. După ce fotografia a devenit virală pe internet, la azilul de animale s-au apropiat mai multe persoane cu dorința de a afla mai multe informații despre acest hibrid câine-lup. Iar la azil au spus că Yukai, care deja are 11 ani, chiar dacă are niște dimensiuni gigantice, este un patruped tare timid, care are încredere în foarte puțini oameni. Plus la asta, cât de straniu nu ar suna, el este foarte gingaș cu voluntarii de la azil și are un caracter destul de flexibil. Yukai imediat îți arată dacă este gata să-ți permită să intri în zona lui de confort. El avea un grup mic de femei voluntare care mai târziu, în glumă, au fost numite haremul lui Yukai. Doar acestui grup, patrupedul le permitea să stea lângă el. Patrupedul e un lup gigant care i-au pus și un nume, Bubu, deoarece anume așa sunet scotea câinele lup când vedea pe cineva din voluntarii săi. Yukai foarte mult iubea jambonul. Cu timpul în viața lui a apărut și o iubită pe numele Bella, dar din păcate, în anul 2018 a apărut și o noutate tristă. S-a adevărit că Yukai avea cancer. Ultimii ani din viața sa, azilul îi oferea absolut
orice ajutor medical și, desigur, respect și dragoste față de el, de care chiar avea nevoie. Yucai petrecea aproape tot timpul său cu oamenii care îi plăceau și lupta cu această boală cumplită. Dar în anul 2020, pe 12 noiembrie, gigantul câine lup a pierdut lupta cu cancerul. El a plecat pe cealaltă lume, la miez de noapte, după o zi petrecută frumos cu prietenii săi. Iubita lui Bella a fost transmisă unui cuplu tânăr, recent căsătorit, și Bella foarte ușor s-a adaptat la viață, fără iubitul ei, Yucai. Și chiar dacă Yucai nu mai este printre noi, putem spune că viața lui a fost perfectă. Primele luni de viață putem spune că au fost complicate, dar datorită azilului, cealaltă parte a vieții sale a fost plină de dragoste și grijă din partea voluntarilor. În Statele Unite ale Americii, câinii lupi pot fi și animale domesticite, dar odată scoși din sălbăticie, ei nu mai pot fi întorși înapoi. De aceea, de foarte multe ori pe dânsii îi eutanasiază. Să sperăm că pe viitor, stăpânul, dacă va decide să se izbăvească de animalul său domesticit, o să se gândească bine la ceea ce face și ar fi foarte bine să se străduie să găsească pentru animal un alt prieten, dar nu pur și simplu să-l eutanasieze. Prieteni, dar ce spuneți voi despre acest caz? Neapărat scrieți părerea voastră în comentarii, iar pentru astăzi asta este totul. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne susții cu un like, iar noi ne auzim data viitoare. Pe curând!